După 125 de ani, în 2021 s-a înregistrat cel mai mare trafic de mărfuri din portul Constanța, cu un record de 67,5 milioane de tone. Până la acesta figurau în top rezultatele din 1988, 2008 și 2019. Concret, traficul a crescut cu 11,77% față de 2020, când s-au înregistrat 60,3 milioane de tone. 2021 a fost însă anul în care au fost recuperate și pierderile din 2020, un an afectat de pandemia de coronavirus. În traficul total, cea mai mare pondere de 37,3% o dețin cerealele. Cele 25,17 milioane tone de cereale care s-au tranzitat prin portul Constanța arată foarte clar că portul este un hub al european al cerealelor. De asemenea, au fost creșteri la diverse alte tipuri de mărfuri, scăderi, dar, per general, traficul a crescut. După cereale, creșteri semnificative au fost înregistrate și la petrol brut, 10%, articole diverse, 9,2%, produse petroliere, 8,1%, minereuri de fier și deșeuri de fier, 7,1%, îngrășăminte, 6,1% și combustibili minerali solizi, cu 5,1%. Reprezentanții portului Constanța speră ca anul acesta numărul total de mărfuri să fie mai mare decât cel din 2021. Ținta este de 70 de milioane tone. Nu știu dacă o să reușim, dar facem tot ce se poate. În 2021 au fost înregistrate și scăderi de trafic de mărfuri precum îngrășăminte, produse chimice, celuloză și deșeuri de hârtie, dar și la containere. De asemenea, 14.604 nave au făcut escale în porturile maritime românești în 2021, față de 14.380 de nave în 2020.